Recunosc cinstit că nu sunt un mare fan al deserturilor din Spania, dar acest roscon de Reyes, care e un soi de cozonac al lor, e o altă poveste. Ce face foarte special acest desert este aroma intensă de apă de flori de portocale și fructele confiate. By the way, o să las link pentru fructele confiate în descrierea clipului. Enjoy! Încălziți laptele cu coaja de lămâie și portocală și batoanele de scorțișoară până aproape să fiarbă. Acoperiți cu folie alimentară și lăsați la infuzat 3 ore. Amestecați laptele cu drojdia până se dizolvă. Turnați amestecul peste făină și amestecați. Lăsați la crescut 2 ore jumătate într-un loc călduț. Amestecați laptele cu drojdia până se dizolvă. Cerneți făina. Am folosit un mixer electric, dar în lipsa robotului, aluatul poate fi făcut și la mână. Amestecați făina cernută cu sarea, coaja de lămâie și portocală, mierea, zahărul, apa de portocale, extractul de portocale, preferment și ouă. Adăugați amestecul de drojdie și frământați până când amestecul e omogen. Reduceți viteza robotului și adăugați câte o lingură de unt la temperatura camerei până e tot încorporat în aluat. Din când în când, răzuiți bolul ca să vă asigurați că nu a rămas unt la baza acestuia. Frământați la viteză medie încă 15 minute până când aluatul devine elastic și se desprinde de pe pereții bolului. În cazul în care frământați manual, ar fi nevoie de 20-25 de minute. Dacă nu sunteți siguri dacă aluatul a fost frământat suficient, puteți efectua testul fereastră. Dacă aluatul nu se rupe și se vede prin el, înseamnă că e frământat suficient. În caz contrar, mai insistați. Formați o bilă din aluat și lăsați la crescut 2 ore într-un loc călduț și, ca să fim foarte tehnici, de preferat nu mai mult de 28-30 de grade în încăpere. Odată trecute cele 2 ore, frământați cât să scoateți aerul din aluat, formați din nou o bilă și lăsați la fermentat peste noapte în frigider. Încălziți la foc mediu 225 de grame de smântână pentru frișcă și mierea. Turnați peste ciocolata topită, puțin câte puțin. Emulsionați cu un blender vertical. Adăugați 470 de grame de smântână pentru frișcă și omogenizați.
acoperiți cu folie alimentară în contact direct. Păstrați la frigider minim 6 ore. A doua zi, frământați cât să scoateți aerul din aluat. Tăiați-l în jumătate. Aluatul ajunge pentru 2 cozonaci, fiecare având 5 cozonaci mai mici. Împărțiți fiecare jumătate în 5 bucăți de aproximativ 120 de grame fiecare. Dați-le o formă de bilă folosindu-vă de găușul palmei. Trebuie să le rotiți până când au o formă suplă și netedă. Așezați-le pe o tavă cât de cât distanțate. Vă recomand să așezați în mijloc un inel de metal ca să vă asigurați că în timpul coacerii se păstrează acea formă de coroană și nu se unesc. Lăsați-l fermentat 2 ore într-un loc călduț. Ungeți cu un amestec de un ou și un gălbenuș de 2 ori. Adăugați fructe confiate, pentru care vă las link în descriere sau în colțul din dreapta sus. Coaceți la 170 de grade Celsius 25 de minute. Bateți ganașul la viteză medie până când ajunge la forma aceasta. Transferați într-un poș cu un vârf stea. Tăiați fiecare cozonac individual, transversal, pe jumătate. Adăugați ganașul. Bun. În mod normal, un roscon fie nu are deloc umplutură, fie e umplut cu frișcă, ceva foarte simplu. Dar, cum am dat eu de o rețetă de ganaș de ciocolată destul de echilibrată, atât în ceea ce privește gustul, cât și textura, am zis că merită să deviem puțin de la rețeta originală. Pe data viitoare, I bake you!